Vă salutăm și vă spunem bună ziua tuturor celor care veți urmări acest interviu. În aceste momente, Iasmina Lup este o fată care Dumnezeu a intervenit în viața ei și ea îl cunoaște ca Domn și Mântuitor. În aceste momente, ea a apelat la Vocea Creștinilor Live, mi-a scris un e-mail pentru că a auzit o altă mărturie a unei fete, lui Samecleș, și a dorit ca și ea să fie auzită vocea ei și chiar mărturia ei să fie auzită la Vocea Creștinilor. Iasmina, îți mulțumesc că te-ai făcut vulnerabilă și că ai dorit să fii alături de mine în această emisiune Vocea Creștinilor, ca vocea ta să fie auzită. Te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, să ne spui puțin istoria ta. Tu ești fată care ai crescut, practic nici nu-ți cunoști părinții tăi, ai crescut într-o casă maternală, cu părinți maternali, vreau să zic, și aș vrea să cunoaștem povestea ta. Cred că povestea ta va fi de mare impact, vor auzi multă lume și ar fi interesant să știe oamenii cum Dumnezeu a intervenit în viața ta și binecuvântarea Lui este peste tine. Astăzi tu, la 3 ani de zile, l-ai cunoscut pe Dumnezeu și astăzi ești o fiică a Lui. Da, mulțumesc pentru invitație și ce aș putea să spun despre mine este că imediat după ce m-am născut, la 9 luni, am fost luată în plasament. Practic am fost lăsată în maternitate și atunci imediat am fost plasată într-o familie de în plasament. Numai puțin, Iasmina, n-aș vrea să mergem mai departe. Da. Pentru cei care nu te cunosc, vreau să știe și cei care ne aud că ești din zona Târgu Mureș. Da, sigur, acum ești la vârsta de 18 ani, ești majoră. Te rog să continui puțin. Tu nu-ți cunoști deloc părinții, cel puțin mama ta care te-a lăsat. Unde te-a lăsat și de aici ar vrea să-mi pornești tu povestea ta. Ok. Deci doar atâta știu că m-am lăsat în maternitate și după aceea am fost plăsat. Deci nu știu foarte multe detalii de asta. Deci și s-a spus doar atâta că ai fost lăsat în maternitate. Da. Am înțeles. Bun, Iasmina, hai să vedem mai departe. Ai fost luată în plasament. Tu, practic, îți cunoști părinții maternali, nu-s părinții adevărați, îți cunoști părinții maternali. Sub ochilor, sub acoperișilor tu ai crescut. Ce a însemnat pentru tine lucrul acesta? La un moment dat, probabil că tu ai simțit ceva, ți-au spus că practic tu nu ești fiica lor. Cum a fost asta pentru tine? Deci, în primul rând, eu am crescut neștiind de fapt că nu sunt fiica lor și nu am simțit vreodată lucrul acesta. Nu, și nici nu am simțit vreo diferență între mine și copiilor biologici. Câți copii biologici au avut? Doi. Adică au. Doi. Doi copii biologici aveau. Au. Da. Și aveam, cred că, vreo 7 ani când mi-au spus și am fost foarte șocată, nici nu înțelegeam exact ce înseamnă asta. Mi-a luat ceva timp până să realizez și... Ce a însemnat pentru tine că ai fost iubită, ai fost protejată, ai fost, ne-ai simțit foarte tare că practic ei nu sunt adevărații tăi părinți sau? Nu am simțit neapărat, deși instinctiv cumva aveam tendința asta de a face lucruri sau a spune unele lucruri ca să le cumpăr cumva atenția. Cumva simțeam că nici cum nu mi-ajunge atenția lor, chiar dacă pe atunci eram încă cea mai mică și oricum trebuia să-mi acorde atenția lor majoră. Erai cea mai mare sau cea mai mică dintre copii? Nu, cea mai mică. Cea mai mică. Cum a fost această perioadă în această familie pe care te-au luat în plasament? Până la vârsta de 11 ani, mi-ai spus, până la vârsta de 15 ani, ai fost acolo. Până la vârsta de 10. Până la vârsta de 10 ani, înseamnă că am înțeles eu greșit. Cum a fost această perioadă pentru tine? Deci, în primul rând, din punct de vedere material, am avut cam tot ce și-ar dori un copil. Am avut multe jucării, mâncare, niciodată n-am fost pus în situația în care să, nu știu, să-mi fie foame și să nu am ce să mănânc. Deci, din acest punct de vedere material și financiar, eram foarte în regulă.
puțin din punct de vedere emoțional și psihic, cumva am fost mai greu tratată, să spun așa, pentru că tatăl era alcoolic și era destul de agresiv față de fiecare membru din familie. Recurgea la bătăi, evident, și nu numai față de noi, cât și de restul persoanelor pe care le întâlnea în cale. Dar când nu era beat și când era treaz, era foarte regulă și nu era destul de des aceste perioade. Da, erau de mai multe ori pe săptămână. De fiecare dată când interveneau ceva conflicte în casă, recurgea la alcool. Direcția socială a studiat pe lucrul acesta? Nu, pentru că de fiecare dată când veneau să verifice casa și condițiile, cumva le dădeam de înțeles că nu eram. Ai fost nevoită sau ți-ai dorit să le fi spus sau nu? Nu neapărat, pentru că asta credeam că e normalitatea și că este regulă să se întâmple lucrurile acestea. Nu simțeam că e ceva greșit. Sigur, nu a fost atât de puternic impactul asupra ta încât să fii nevoită să mergi să le spui lor despre ceea ce e în casă, în casa voastră. Da, vedeam mai ales la persoanele din jur că știau, deci toată lumea știa despre situația noastră și vedeam că nu face nimeni nimic împotriva acestui lucru și de asta am crescut cumva cu mentalitatea că este în regulă să se întâmple și... Sigur. Iasmina, cum vezi tu acum lucrurile după acea perioadă până la 11 ani? Ce le transmite poate chiar și părinților maternali? Te-ai mai întâlnit cu ei de atunci sau nu? Da, m-am mai întâlnit. Păi, este clar că fiecare a făcut sacrificii ca să ne crească. Da. Clar, nu contest nici faptul că, nu știu, au încercat să ne asigure traiul din toate punctele de vedere. Probabil a fost problema că nu știau cum să gestioneze relația sau problemele în familie și astfel s-au recurs asupra noastră, consecințele, să spun așa. Și nu am niciun fel de resentiment față de nimeni. Așa au crezut că trebuie să gestioneze lucrurile și asta e. Sigur. În această perioadă ai simțit față de ceilalți copii, copiii lor biologici, ai simțit că cumva ei erau mai apropiați de părinți și tu ești mai departe, adică ar fi avut un tratament diferit de tine față de ei? Nu. Deci nu. Pe fiecare în parte ne-au tratat la fel. În schimb, față de prietenii mei de atunci, să spun așa, aveam așa o perspectivă diferită, pentru că știam că ei au părinții lor și eu nu i-am, dar în niciun caz față de copiii lor biologici nu am avut. N-am simțit să fi făcut vreo diferență. Sigur. Cum a fost în a doua perioadă a vieții tale, de la 10 ani până la 15 ani? Practic, ai fost smulsă, fără acordul tău, să fii mutată din prima familie în a doua familie. Cred că a fost pentru tine un șoc. Să fii luată, practic, dusă într-o altă familie și să începi să te obișnuiești cu următoarea familie prin care tu ai fost plasată. Cât de greu a fost asta pentru tine după ce, practic, ai crescut cu această familie, sub ochii lor, cum am zis? Să te iei și practic să te smulgă, aveai sentimente, aveai multe alte chestii care nu puteai așa dintr-o dată să renunți la ele, să renunți la această familie pentru a doua familie. Explică puțin cum a fost această perioadă pentru tine, transferul de la prima familie la a doua, tranziția. Hai, a fost foarte greu pentru mine pentru că teoretic rămăsesem singură total, nu cunoșteam pe absolut nimeni, nu știam în cine trebuie să am încredere, cum trebuie să mă raportez la persoanele din jur,
cum trebuie să mă comport ca să fiu acceptată, de exemplu, sau care sunt responsabilitățile mele, sau nu știam absolut nimic. Era ca și cum ar fi trebuit să iau totul de la zero. A trecut o perioadă destul de lungă, de câteva săptămâni sau luni, în care psihic trebuia să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai am cum să mă întorc și că trebuia să accept persoanele noi în viața mea, dar nu a mai fost în mintea mea ideea asta de nu știu, necesitate cumva să am părinți, ci doar pur și simplu vreau niște persoane care să mă îngrijească și să știu că sunt acolo lângă mine, dacă se întâmplă ceva, să intervină, dar atât, nu mai simțeam nevoia și cumva refuzam să înlocuiesc noi în părinți cu ceilalți, simțeam ca și cum i-aș fi trădat sau pur și simplu nu concepeam ideea să-i înlocuiesc. Dar mă gândesc că primele săptămâni ți-a fost destul de greu. Ai mai fi dorit să mergi înapoi la vechea familie? La familia anterioară, le-ai cerut să te ducă sau nu, neapărat? Da, deci cumva în primele zile tângeam foarte mult să mă întorc și cumva mă gândeam că, sau mă alinam cu ideea că nu o să dureze mult și sigur o să mă întorc, până mi-am dat seama că de fapt nu mai este cale de întoarcere. Da, după... Din punct de vedere educațional, se punea foarte mare bază pe acest lucru pentru că se vroia ca eu să devin ceva și cam asta era treaba mea în casă, nu aveam ce altceva să fac decât să învăț. Da, ei au încercat să-mi ofere dragostea lor, dar cumva eu o respingeam. Dacă făceau ceva gesturi de, nu știu, mi-aduceau un cadou, de exemplu, nu știam cum să reacționez și... Nu știu, mă uitam la ei și vedeam toate lucrurile, toate gesturile astea, ca și cum ar fi încercat să împătrundă forțat în inimă și să dea afară tot ce pusese până atunci acolo. Deci, practic, asta a fost dragostea lor care ți-a arătat-o și prin micile atenții care ți le ofereau. Cumva să ajungi cât mai repede la ei. Da. S-a întâmplat asta din partea ta sau nu așa repede? Nu, a durat foarte mult. Până m-am obișnuit cu ei, deși eram o persoană destul de socială, bine, fiind și copil, am reușit să mă înțeleg cu ei, dar n-a fost neapărat ideea asta de a mă raporta la ei ca la niște părinți. Da. Iasmina, mergem puțin mai departe. După ce ai plecat de acolo, până la 15 ani ai fost acolo, ce a însemnat pentru tine plecarea, puțin? Da, pentru mine plecarea de acolo a fost iarăși un șoc. Am fost anunțată cu foarte puțin timp înainte și nu înțelegeam de ce se întâmplă, pentru că asta ar fi însemnat iarăși să iau viața mea de la zero, deja mă obișnuisem, deja aveam o stabilitate, să spun așa, într-o oarecare măsură. Și numai la gândul că din nou o să trebuiască să o iau de la capăt, mă îngrozea foarte tare. Și chiar în perioada de... înainte să plec, știu că eram foarte ascunsă în unele lucruri. De exemplu, m-am apucat de fumat, deși eram doar în clasa 8-a, deci furam mult, mințeam orice, doar ca să îi înduplec. Și să mă păstreze orice făceam. Îi mințeam dacă greșeam ca să cumva să îi știu că nu sunt supărați pe mine. Îi mințeam ca să îi le atrag atenția asupra mea și cât de bună sunt eu și ce lucru pot să fac, când de fapt eu nu puteam să adeveresc acele cuvinte pe care le spuneam. Iasmina, ești autorit sau a fost o decizie a statului de a te muta de acolo? Sincer, nu știu. Cumva nici nu am vrut să întreb. Era oricum un șoc și nu eram cumva pregătită de nicio realitate. Doar mi-ajungea doar atât să știu că trebuia să plec. Niciodată nu m-am interesat de ce. Cumva mi las lucrurile așa, să treacă așa cum a fost.
sigur. Mai apoi, perioada ta de după 15 ani, ce s-a întâmplat aici? La fel, a fost un șoc să văd în ce loc am ajuns. Da, iarăși, condițiile ne sunt și ne-au fost și atunci asigurate, însă faptul că am trăit singură într-o familie sau maxim cu încă 3 copii pe lângă mine ca și familie biologică și acum trăind cu încă 7 pe lângă mine în aceeași casă zilnic, a fost un șoc, mai ales că nici măcar pe acei părinți, să spun așa, nici pe ei nu-i aveam. Aveam doar niște instructori care aveau grijă de noi și care trebuiau să ne ofere egală atenție tuturor. Și a fost greu, pentru că aici trebuia să fac și munca normală, casnică, dar eu nu știam să o fac pentru că nu eram obișnuită, deci din acest punct de vedere mi-a fost destul de greu. Dar m-am obișnuit cu timpul și chiar a început să-mi placă. Este interesantă ideea asta de a trăi cu mai multe persoane în casă. Și bineînțeles că domnul s-a îngrijit și de acest aspect și da. Iasmina, cum a fost pentru tine condițiile din această casă de tip familiar pentru tine? Cum am spus și mai înainte, într-o perioadă chiar a fost condiții foarte bune, deci mi s-au asigurat toate lucrurile, însă am avut și perioade mai grele în care am fost mutați, de exemplu, în timpul pandemiei, la alte case, să fim restrânse sau restrânși și nu am beneficiat, să spun așa, de aceleași condiții. Au fost și situații în care am dormit pe saltele rupte sau chiar pe scânduri și bineînțeles că aceste lucruri s-au răspuns și asupra psihicului, însă eu am avut un avantaj avându-L pe Dumnezeu de partea mea și având o relație cu El. Și bineînțeles că a fost mult mai ușor pentru mine să mă raportez la condițiile acestea. Deci, Iasmina, în acești 3 ani, că practic de acum 3 ani până în acest moment, când și acum ești încă în această casă de tip familiar, au fost momente în care chiar nu ați avut chiar aceste nevoi de pat sau n-ați avut saltele într-o casă de tip familiar? Da, am avut și perioade de câteva luni în care, fiind plasați mai mulți copii într-o casă, trebuiau să ne sacrificăm. Unii pe cei mai mici să-i lăsăm să doarmă în pat și noi, restul, care nu mai apucam cumva la paturi, să dormim și pe saltele sau pe scânduri cu ceva material peste. Da. În rest, celelalte condiții, căldura, îmbrăcămintea și ce ați avut nevoie, cum au fost? De căldură am beneficiat, slavă Domnului. De haine, ori ne procurăm noi, ori ce mai primim de la alții. Cam din asta sigur. Ne ducem. Sigur. Iasmina, hai să trecem puțin la această ultimă etapă a ta și care pentru noi e cea mai importantă. Cum Dumnezeu a intervenit în viața ta? Și anume, tu nu-L cunoșteai pe Dumnezeu. Apropo, cum a fost pentru tine înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Ce impresie ai avut tu? Ce ai cunoscut despre Dumnezeu? Deci, cum ai fost educată în sensul acesta? Uh-huh. Mergeam la biserică în ambele plasamente în care am fost, pentru că așa eram obișnuită. Mergeau familiile la care stăteam și atunci mergeam și eu. Îmi plăcea la biserică, cântările, pur și simplu atmosfera, oamenii, îmi plăcea. Vorbim de biserică ortodoxă sau protestantă? Reformată și catolică. Am înțeles. Dar nu aveam eu neapărat, cum să spun, încrederea că Dumnezeu chiar o să facă ceva atunci când mă duc la El și îi spun problemele mele. Deși, da, mă duceam, dar mă duceam pentru că nu aveam cu cine să vorbesc și cuiva trebuia să-i spun. Dar nici nu credeam că o să intervină sau că El chiar are ceva de făcut în privința lucrurilor pe care trec. Sigur.
Mai apoi, cum s-a derulat această perioadă în care tu efectiv ai început să-L cunoști? Ai început să auzi cuvântul, ai întâlnit persoane în viața ta care te-au ajutat puțin. Explică mai pe larg acest moment al tău. Deci în perioada aceea, cam prin 2019, făceau activități de voluntariat o asociație cu noi. Era o asociație creștină și ne învățau versete sau lecțiare biblice și de atunci am prins puțin gustul, dar nu am ținut lucrul acesta constant, până când o prietenă m-a invitat într-o tabără de Revelion organizată de biserica care îi aparține acum și am ales să merg. Și de atunci, văzând dedicarea oamenilor, felul în care cântă, felul în care vorbesc despre Dumnezeu, chiar și felul în care se raportau la mine, eu obișnuită fiind cu ideea că trebuie să fac lucruri ca să atrag atenția și aprecierea oamenilor, ei efectiv mi-o ofereau așa pe tavă, fără să fac eu ceva în privința asta. Prin har. Da. Sigur. Ce a însemnat pentru tine aceste momente de întâlnire cu ei, tabăra mai exact și relația ta cu ei? Ce ți s-a părut diferit la acești oameni creștini care îl urmau pe Dumnezeu și care se închinau lui? În primul rând, se vedea clar pe atitudinea lor, chiar și pe fața lor, că este ceva special acolo, că se confruntă altfel sau au o atitudine diferită față de problemele lor cotidiene decât am văzut eu. Nu vedeam nici măcar un gest sau niște cuvinte care să arate cumva atitudinea cu care eu eram obișnuită mai de mult. Nimic agresiv, ceea ce mă impresiona. Era totul așa pașnic și bine, nu știam pe atunci, dar acum pot să afirm că într-adevăr se vedea trăirea autentică cu Hristos, se vedea iubirea și dedicarea în tot ce făceau, chiar și în tabără, în lucrurile mici și în felul în care puneau masa, de exemplu, sau nu neapărat în perioada programelor. Iasmina, tu ai fost foarte atentă la ei, la această comunitate de creștini, la această tabără de tineri, în care ei erau pur și simplu normali, practic credința lor era una autentică, naturală. Tu veneai dintr-un context în care nu îl cunoșteai așa mult pe Dumnezeu, n-aveai o relație, nu mergeai poate în fiecare duminică la biserică, practic nu aveai relația personală cu el, nu erai foarte apropiată de el, poate prin cuvântul lui nici atât. Acum când întâlnești acești oameni, și ai analizat, cum ai spus tu, chiar în tablă, ai analizat fiecare lucru ce făceau, ce spuneau. Ți s-a părut că vrei să fii și tu ca ei? Adică ți-ai dorit să fii și tu ca ei? Sau a fost, pentru moment, ai spus, nu, o las așa cum e și acești oameni doar atât, ei vor să fie ceva ce probabil nu o să fie niciodată. Ei sunt ceva ce niciodată eu nu o să fiu. Nu, a fost ca și cum aș fi aruncat cu totul în neștire în față. Aș fi făcut orice numai să scap de situația în care eram, din punct de vedere psihic și emoțional. Eram total dezechilibrată, oscilam între sentimente. Și... Asta în timp ce tu erai în casa de tip familiar? Da, da. Să înțeleg că pentru tine această ieșire în tabără, această comunitate de creștini, Dumnezeu ți-a răspuns oarecum rugăciunile tale, a fost și rugăciune înainte sau n-a fost neapărat? A fost doar problemele tale s-au acumulat și simțeai că ai nevoie de o scăpare. Această scăpare a venit chiar în momentul în care tu ai fost în tabără. Da, deci decizia mea de a merge în tabără a fost doar ca să plec de acasă, sincer. Cunoscând-o pe prietena mea, mi-am luat cumva o doză de curaj și am mers. Iar atunci, pe parcurs, cum am mai spus, am văzut purtarea celorlalți
Și imediat după, chiar în prima duminică din an, din 2019, am și mers la ei la biserică. Deci, cumva m-am aruncat cu totul în față, pentru că am văzut că, da, se poate și altfel decât să trăiesc doar în amărăciune și să mă complac în tristețea mea și... Da. Sigur. Iasmina, ce rol a avut prietena ta asupra ta? Mai apoi ai spus că ai întâlnit această comunitate până la te duce ea pe tine în această comunitate de creștini. Cum ai văzut-o tu pe ea ca și prietenă? Cât de mult te-a ajutat ea pe tine? Deci, în primul rând, îmi preda pian pe atunci și aveam de mult timp de petrecut împreună și am avut ocazia să o cunosc în deamănunt. Mereu era așa calmă, eu care eram totdeauna obișnuită că dacă greșesc cu ceva să se strige la mine și greșind des la pian automat, ea m-a abordat cu blândețe și era foarte fascinant pentru mine, cum adică eu eram obișnuită că greșesc și trebuie să fiu tratată cu... Sigur. Pedepsită. Da, exact, să fiu pedepsită sau bruscată cumva într-o oarecare măsură. Însă ea m-a abordat cu blândețe și la fel și familia ei. Și asta mi-a dat cumva o doză de încredere că mă duc într-un loc unde cel puțin știu că sunt protejată și că nu mi se poate întâmpla nimic rău. Sigur. Ce s-a întâmplat după ce a venit din tabără? Care a fost impresia ta? Chiar mi-ai spus că la un moment dat începeai să frecventezi această biserică, această comunitate. Da, venisem din tabără și le spusesem deja tuturor cât de frumos a fost în tabără, ce oameni faini sunt, cum îl laudă pe Dumnezeu și... Le-ai spus celor din casa de tip familial? Da, 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 da. Și chiar începusem să-mi pun întrebări, chiar dacă Dumnezeu ascultă rugăciuni, dacă într-adevăr El poate să facă ceva și în dreptul meu, că dacă a putut și în dreptul celorlalți, mai ales că am avut momente în care și alții și-au spus mărturia și au făcut Domnul lucrări foarte mari. Și ziceam atunci, în dreptul meu, de ce nu ar face-o, dacă au făcut-o și în dreptul altora? Și am avut așa un fel de click în care mi-am dat seama că era vorba de credință acolo. Că eu oricum nu așteptam să se întâmple nimic și atunci nici n-avea cum să se întâmple mare lucru, să spun așa. Deci aveai nevoie de o scăpare, Iasmina. Da. Practic. Când ai început să dai seama că acești oameni sunt diferiți, că ceea ce au ei, pacea, bucuria, harul, dragostea din partea Dumnezeu, peste ei și în ei, ți-ai dat seama că aveai și tu nevoie de această cale, de acest har din partea Dumnezeu pentru tine. Care a fost, la un moment dat, care a fost dorințele tale? Care a fost strigătul tău? Care a fost rugăciunea ta în acele momente? Deci, pe atunci, cunoscusem în tabără o persoană care avea cancer. Și, nu știu, așa m-a izbit persoana ei, încât imediat după ce am mers acasă, am început să țin un jurnal și scriam în ea toate rugăciunile, dar majoritatea erau cu privire la persoana respectivă și atât mă rugam, nu știu, niciodată nu m-am rugat așa cum m-am rugat pentru ea, nici pentru mine. Și cumva simțeam un avânt că da, o să se întâmple ceva și o să se vindece și cumva așa am gustat din rugăciune, stând mai mult și am spus, ok, acum este timpul să deschid eu Biblia și să nu mai vină, nu știu, voluntari care să-mi toarne versete în cap și... Iasmina, în acel timp când tu te-ai rugat pentru această persoană care are cancer, tu nu erai încă mântuită? Nu. Încă nu erai nici botezată. Ce te-a făcut pe tine să strigi la Dumnezeu pentru această persoană? Practic atât de mulți ne-ai la ea încât să te facă să spui, Doamne, nu te cunosc atât de bine, dar vreau să te rog să intervii în viața ei, are cancer. Și știu că tu poți. Încă eu personal nu te cunosc, dar știu că tu poți să faci asta pentru ea.
Explică-te, rog, mai puțin ce a însemnat pentru ea. De ce ai făcut lucrul acesta? Pun întrebare. Ce ai făcut lucrul acesta pentru ea încât tu nu erai atât de apropiată de Dumnezeu? Da, credința ta pentru ea. Vedeam suferința ei și știam că eu nu pot să fac nimic împotrivă. Nu îmi permitea nici. Știai că poate să facă. Speram ca cineva să o facă, știam că cineva trebuia să o facă și vedeam că restul se încred și atunci am spus, ok, chiar nimic nu am de pierdut. Hai să văd ce se poate întâmpla dacă mă duc în fața lui și cer lucrurile astea. Și când chiar am ajuns să fac acest lucru, mi-am dat seama că nu pot doar pur și simplu să mă duc în fața lui și no, Doamne, dă-mi, până acum nu te-am băgat în seamă, da, eu am nevoie și acum tu trebuie să-mi dai. Și a început așa, un pic stângaci și i-am recunoscut că, da, știam oarecum că există, dar nu prea are el treabă cu mine, nici eu cu el, fiecare cu treaba lui. Și așa încet cum am început să-mi deschid inima, mi-am dat seama de fapt cât de frumos este să poți să vorbești cu Dumnezeu. Nu numai să strigi la el problemele tale, să-l învinuiești, ci să vorbești cu el ca și cu o persoană sau ca și cu, da, cu o persoană care chiar este lângă tine și știi sigur că te aude și știi sigur că o să facă și poate să facă ceva în dreptul lucrurilor pe care tu le zici. Cum este acum acea persoană? Persoana care a avut cancer? Sau este vindecată, slavă Domnului, wow, după minunat. Scurt timp, da, exact, și asta a și fost cumva un șoc pentru mine, pentru că așa de mult mă sacrificasem, bine, deja începusem să nu mai șchiopătez așa în relația cu Domnul, dar chiar înainte cu o zi, înainte de operație, noaptea respectivă, am făcut un lanț de rugăciune cu biserica, și mi-am pus orele cele mai târzii, care știam că e un sacrificiu pentru mine să mă trezesc. Și după aceea, ca să aflu că nici n-a fost nevoie să intre la reanimare, fai, de capul meu a fost un șoc enorm. Și atunci mi s-a dovedit clar că Dumnezeu chiar ascultă și un pic de credință a fost nevoie din partea mea și El a făcut restul. Iasmina, dacă această persoană nu ar fi fost vindecată, Mai continuai să crezi în Dumnezeu? Ți-ai pus întrebarea asta atunci, Doamne, dacă o vindeci, eu te voi căuta. Dacă nu o vindeci, nu te voi căuta, adică pentru mine nu existi. Nu, pentru că eram și atunci fire încăpățânată și cumva nu-i dădeam de ales Domnului. Da, sau nu mergeam așa cumva cu niște condiții, ci pur și simplu spuneam că da, eu știu că o să vindeci și oricum nu ai de ales, că dacă am văzut că poți face la alții, sigur poți și acum. Deci aveai tu de mare credință, Iasmina, da, că știai că va fi vindecată? Da, deci noi nici măcar nu-i dădeam condiții, nu încercam să-l șantajez. Cumva sigur. Știam că dacă eu spun că da, așa o să se întâmple. Și nu, cumva nu-mi dădeam mie de ales să mă îndoiesc. Vedeam, spuneam acum, da, dar dacă s-ar fi întâmplat altfel, o să văd atunci ce o să fac. Dar deocamdată asta îi și nu mă gândesc mai departe. Mai apoi a urmat o perioadă în care cu siguranță începeai să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu. Începeai să ai experiențe cu El, începeai să citești Biblia, începeai să frecventezi comunitatea, biserica. Membrii acestei biserici te-au ajutat să crești spiritual. Mai apoi ce s-a întâmplat? Ai ales să îl urmezi pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitor al tău? Da, deci mergeam la biserică, dar nu aveam neapărat gândul să mă botez. Mi-era oricum ceva nou, că da, Domnul mi-a ascultat rugăciunea, ce fain, și credeam că no, eu sunt mulțumită și cu atât. Oricum e un lucru mare, era un lucru mare pentru mine. Dar am avut așa moment de cumpănă, când într-o zi, cumva, nu mai știu, ori greșisem cu ceva sau, bine, pe atunci nu-mi dădeam neapărat seama dacă greșeam sau nu, dar știu că fetele de la mine din casă
nu mai vorbea cu mine și nu înțelegeam de ce, dar efectiv nu vorbeau. Și așa de abandonată m-am simțit și mă gândeam, chiar ele, care și ele au fost abandonate, tocmai ele s-au găsit să mă abandoneze cumva. Și m-am dus în fața lui Dumnezeu și i-am reamintit de minunea pe care a făcut-o față de persoana asta cu cancer și l-am rugat să facă ceva în dreptul meu. Că dacă până acum i-am dedicat rugăciunile și toată credința mea în dreptul persoanei respective, acum vreau și în dreptul meu să se întâmple ceva. Și cumva a venit cu o pace enormă peste mine și știu că am și izbucnit în plâns și nu știu, nu a fost ceva cumva supranatural încât să mi se arate fizic sau să aud o voce, ci pur și simplu am simțit așa o confirmare în inima mea că da, nu sunt singură. Cumva, de obicei, trebuia să fie condiționată acea emoție ori de o veste bună, ori de orice altceva, dar în niciun caz nu de o seară obișnuită în care să simt așa ceva. Și astfel am ales. Și am știut că în sfârșit am ales și eu bine, am avut și eu în sfârșit ocazia să aleg ceva și am luat decizia cea mai corectă. Am înțeles. Iasmina, sunt aproape cât timp de la botezul tău, de la nașterea ta din nou? Sunt aproape 2 ani de atunci. Sunt aproape 2 ani. Da, aproape 2 ani. Hai să vedem această perioadă de 2 ani. Ce a însemnat pentru tine? Cum este pentru tine acum? Cu siguranță tu ești mult mai avansat acum. Îl cunoști pe Dumnezeu, ai o relație personală cu El. Comunitatea te ajută în continuare. Dacă ți-ai descoperit darul în acest timp, darul spiritual. Da. Deci am avut o creștere spirituală destul de considerabilă, zic eu, evident. Chiar mă gândesc destul de des cum eram din punct de vedere emoțional acum aproape 2 ani și cum sunt acum. Dacă înainte mă bazam pe sentimente și pe evenimente și dacă totul mergea bine și eu eram bine, dacă ceva mergea prost, cap totul se dărâma. Acum am o stabilitate emoțională, pot să nu mă panichez, de exemplu, dacă aflu vești rele. Știu și am baza că dacă aflu ceva rău, să spun așa, mă duc la Dumnezeu și El poate să-mi dea pace și chiar un răspuns în acest sens. Și așa, bâșbuind, am continuat să merg, bineînțeles, prin rugăciunile membrilor bisericii, prin sfaturile lor, prin îndelunga lor răbdare cu mine, am ajuns aici. Iar cu privire la darurile spirituale, da, am primit prin harul Domnului. Cu privire la darurile spirituale, cele predominante sunt de învățător și de mijlocire. Care ai început, Iasmina, să înveți și pe alții din Cuvântul Dumnezeu, să provești Evanghelia prin învățătura. Da. Am început acum un an, acum un an și ceva, să mă implic la școala duminicală, deci să le predau copilașilor. Apoi, în rest, în lume, când cumva prind ocazia și Domnul scoate în cale ocazii, spun și explic. Sau dacă vin oameni la mine și mă întreabă, au fost persoane care la început să-L cunoască pe Dumnezeu prin tine. Sau încă nu. Da. Efectiv prin tine. Da. Chiar mă rugam și îl rugam pe Dumnezeu să-mi scoată cât mai mulți oameni. La momentul potrivit eram așa însetată să le spun Domnului ce am simțit eu. Nu știam eu cum să le zic neapărat, dar simțeam nevoia să le zic așa cât știam. Și eram chiar în perioada aceea în care foloseam și rețele de socializare ca să le spun oamenilor adevărul și postam versete, citate, rugăciuni, tot fel de lucruri. Și chiar o prietenă din liceu mi-a scris, pe atunci nu eram prietene, dar
mai vorbeam așa pe rețele de socializare și m-a întrebat cum vine asta cu Dumnezeu și tu de ce ești așa tot timpul fericită, de parcă tu nu te confrunți cu probleme, ți-e parcă toate ți merg bine. Și am început să-i spun de la început povestea mea, lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, cum mi-a vindecat rănile, cum m-a adoptat până la urmă. Și a rămas așa impresionată și după câteva zile de discuții, numa mi-a scris și mi-a zis că și ea vrea să cumva să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și să beneficieze și ea de mântuirea pe care eu am primit-o atunci când am ales pe El. Sigur, și la ora actuală este mântuită. Da. Te ocupi ea în continuare ca și ucenică? Da, da. Mă bucur. Iasmina, eu cred că ar trebui să ne pregătim de încheiere. Mulțumesc pentru mărturia ta, cum am zis, pentru faptul că te-ai făcut vulnerabil, să spui puțin din trecutul tău, ca să înțeleagă oamenii unde ai fost și unde ești acum. Nu vrem să scoatem în evidență trecutul tău atât de mult, nici să scoatem vinovați, nu este nevoie de asta. Este nevoie să vedem prezentul tău, să înțelegem prin ce ai trecut, fără să judecăm, nu suntem noi judecători. Tu ai spus foarte clar că nu ai nicio ură față de nimeni, nici față de vechii, prima familie, nici față de a doua familie, ură și nici resentimente. Mihal, Dumnezeu, tu i-ai iertat dacă ar fi fost ceva în inima ta. Vrem să scoatem în evidență acest moment al tău, al întoarcerii la Dumnezeu. Pentru tine, să-L cunoști pe Dumnezeu acum este pace, este fericire, este ceea ce tu ți-ai dorit, ceea ce tu nici măcar nu, în imaginația ta nu puteai să concepi că Dumnezeu este diferit, altfel decât tu credeai. În aceste momente tu ești o persoană care, o fată care prin Harul Dumnezeu a început să-L cunoști, prin Harul Dumnezeu a început să ai o relație personală cu El, a început să, din dragostea ta, din dragostea Lui față de tine, a început să le vorbești și altora despre El și asta este extraordinar, să-L spui oamenilor despre El. Iasmina, dacă mai ai câteva cuvinte să ne spui, o încurajare pentru tine, pentru fetele tinere, poate pentru tineri care, asemenea ca și tine, au crescut poate în casă de copii, poate nu-și cunosc părinții, poate au fost în centre de tip familial, poate că se uită acum la interviul tău și vor spune, vreau să am și eu ce are Iasmina, vreau să fiu și acolo unde este ea, ce ai putea să le spui? În primul rând, atunci când L-am ales pe Dumnezeu și pe Iisus ca mântuitor al meu, să spun, automat L-am invitat în inima mea și ca și tată și ca și mamă. Din acel moment eu n-am mai fost orfană, nu am mai fost lipsită de valoare, automat am primit o identitate prin El. Aveam exact același drepturi la iubire infinită din partea Lui ca și toți ceilalți. Nu eram cu nimic inferioară, deși cu impresia asta am crescut. Da, pentru că în ochii Lui Dumnezeu cu toții suntem creația Lui și în ochii Lui cu toții avem valoare, pe toți ne iubește la fel. Și chiar dacă poate mintea omenească face diferențe între copii biologici sau adoptați sau luați în plasament, Dumnezeu ne privește pe toți ca și copii ai Lui, pentru că până la urmă asta suntem, din momentul în care Îl alegem pe El. Dacă vrei să mulțumești, ai mulțumit pentru anumite persoane, te rog să le spui. Nu e nicio problemă. Față de Dumnezeu, de asemenea, desigur, El este Cel care trebuie, merită toată închinare și toată slavă. Da, deci bineînțeles, față de Dumnezeu, pentru că m-a scos din groapa aceea în care nu cred că cineva m-ar fi putut scoate, nici o mână omenească, nici un sfat omenesc, nimic. Nu mi-ar fi putut ridica nici moralul, nici gândurile, nici luptele pe care le-am avut de dus. Bineînțeles, vreau să-i mulțumesc bisericii care a fost alături de mine și s-au asigurat că primesc o învățătură sănătoasă și nediluată și persoanelor din jur care nu sunt parte din biserică, dar care sunt frați în Hristos. Prietenii tale? Da, bineînțeles, prietenii mele, dar ea este din biserică și atunci
Sigur, sigur. Da. Deci da, și altor persoane din afara bisericii noastre care la fel m-au susținut din toate punctele de vedere și și-au făcut lucrarea în dreptul meu pe care Domnul le-a pus înainte. Iasmina, încă o dată îți mulțumesc pentru timpul tău acordat, pentru faptul că ai venit și ai mărturisit, ai ți-ai spus povestea vieții tale. Eu sunt sigur că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu tine, ci te va continua să te ridice, să fii o lumină în comunitatea ta, în locul acolo unde Dumnezeu te-a pus. Mă bucur că astăzi ești altundeva decât ai fost acum 10 ani sau 5 ani. Și tu ești, cu siguranță, tu vei fi în continuare o mărturie pentru mulți tineri, pentru mulți adolescenți, pentru mulți tineri care vor auzi chiar și în acest material, acest interviu al tău. Și cu siguranță mi-aș dori să revii în emisiunea Vocea Creștinilor. Vocea ta va fi auzită și nu doar prin această emisiune, ci va fi auzită pentru că Dumnezeu va dori să fie auzită. Rămâi o lumină, rămâi să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci, Iasmina. Îți mulțumesc încă o dată pentru toată deschiderea ta. Mulțumesc și eu!